Primarul unei localități din județul Călăraș a sărit pe rând și s-a vaccinat. Omul a stat și a pândit la un centru de vaccinare, iar când a aflat că au rămas doze nefolosite, a intrat și s-a vaccinat. Primarul din localitatea Alexandru Odobescu Nicolae Eremia se consideră mai presus decât cadrele medicale, așa că nu a mai așteptat să-i vină rândul și a mers să se vaccineze. Ba chiar el recunoaște că s-a și interesat cum ar putea sări peste rând. Și s-a și lăudat pe Facebook cu isprava lui. Responsabilitate, prima doză de vaccin, a scris primarul, însă apoi a șters postarea. Pus la colț, după ce s-a băgat în față, edilul a dat-o la întors. El susține că s-a vaccinat pentru a da un semnal oamenilor să se vaccineze pentru că lumea e reticentă. Mai mult, spune edilul citat de jurnaliștii de la Hot News, dacă a deranjat pe cineva, renunță să mai facă al doilea vaccin. Cu alte cuvinte, a stricat o doză degeaba. În România se derulează din 27 decembrie prima etapă a campaniei de vaccinare anticovid, destinată doar a angajaților din spitale. De vineri va începe cea de-a doua etapă a campaniei, în care sunt incluși cei cu vârsta de peste 65 de ani, bolnavii cronici și angajații din domenii esențiale de activitate, iar primarii figurează abia în cea de-a treia etapă, destinată populației generale, care ar urma să înceapă în aprilie.